Avem un moment tare și tare frumos, vorbim despre familie, despre vacanță, pentru că cum n-ar fi acolo, am revenit noi din vacanță, dar suntem cu gândul la mare, la soare, la distracție, pentru că vacanțele astea ne dau forță ca să putem să facem lucruri frumoase pe parcursul unui an întreg. Iar în această dimineață, doamnelor și domnilor, doar premiere în emisiunea noastră, pentru că niciodată în componență de plină nu au mai fost în cadrul unei emisiuni, nici aici, dar nici în România. Doamnelor și domnilor, familia Deregoi! Tata Andrei, mama Natalia și cele două frumuseți, Iuliana și Anișoara, dar vreau să-mi faceți cunoștință. Pe Leo îl cunoaștem, a fost Leo, la noi. Da, bună, a fost dimineața, la noi. Bună, bună dimineața. Dimineața. Bună dimineața. Și avem o pisică și un pisic. Cum îi cheamă? Pușoc și Mia. Pușoc și Mia. De fapt, ei sunt vedete pe rețelele de socializare. Da. Cine are cont? Cine are cont de Instagram? Mia. Deci, doar Mia are cont, dar așa? Noi considerăm contul Miei contul lor. Aha, contului da. Leo, al lui Pușoc și prietenilor al Miei. Prietenilor voștri mai mici. Da. Cum vă simțiți, mama, tata, în cadrul unei emisiuni? Pentru că, de regulă, veneați cu fetele și stăteați în spate. Sincer, avem emoții foarte mari, dar ne simțim ca la noi acasă, foarte bine. Păi de câte ori ați fost la noi, deja e... Deci, da. Nu-i umpleți cu întrebări. Ne-am obișnuit un pic. Mama s-a trezit la 5 ca să-și pregătească creierul, că ok, păi, merg la emisiune. Suntem tare fericiți și vă mulțumim că ați acceptat această provocare. Vreau să-l întreb pe tata, fetele cresc, cresc și grijele tatei. Cum reușiți să țineți piept fanilor? La microfon să vă auziți. Adică noi de mici cât erau fetele, noi le educam așa într-un fel, hai, adică că nu avem mari retrăieli, dar totdeauna. Ca părinți îi retrăim la fiecare pas, dacă nu e acasă, Ileana, ori Ana, adică stăm cu gândul, oare ce se întâmplă, unde, dar așa practic. Dar cine e mai dur din voi doi? Cine așa e mai e? Tata. Dar n-a zis tata nimic? Dar așa și sunt tații. Tații sunt cei care din privire înțelegi că trebuie să faci asta sau nu. Mama, în schimb, în ultima vreme am văzut că e foarte activă pe TikTok. Da, sunt activă. Ceva văzusem pe TikTok și am văzut-o pe mama și zic, wow, super fain. Da, cum ați reușit să o convingeți? Încerc să-i susțin pe ambele fete, de ce nu? Și cum, vă place această provocare? Sincer să zic, îmi place, da? Ficaios. Da, eu mă regăsesc. Ce comentează fanii voștri? O grămadă de comentarii, toată lumea o iubește pe mama, le place foarte mult că mama este pozitivă, că filmează cu noi TikTok-uri și chiar mă mândresc că, în momentul în care postez un TikTok cu ea, pentru că toată lumea îmi scrie în comentarii, mi-aș dori și eu așa să filmez cu mama mea și îmi doresc să încurajez chestia asta, toată lumea să se distreze cu părinților, pentru că ei sunt prietenii noștri cei mai buni. Ce frumos ai zis și asta e adevărat și mă bucur că ai înțeles asta la o vârstă atât de fragedă, pentru că de regulă mai târziu înțelegem niște chestii. Ziceam că sunt cu minți, încep să prindă la forță, da? Deci mama îl ceartă, el e ficiorul ei. Dar cine e șef pe Instagramul? Mia. Mie. Nu, și cine administrează contul? Mie și administrează Anișoara singur. Sau tu, sau da. Mie singură, da? Nu, noi toate trei. A, voi toate trei? Noi toate trei, da. Ah, mai des eu, acum, în ultimul timp, am început să le fac poze, așa. Aha. Așa că Ana, da. Da. Spuneți-mi, vă rog, atunci când faceți ceva împreună și postați pe rețelele de socializare, e multă zarvă în jurul procesului, adică cuiva îi place, altcuiva nu-i place, pentru că la urma urmei sunteți trei femei în casă. Da, este, că Iuliana este capricioasă, trebuie să faci anume așa cum vrea Iuliana și... Sunt așa momente, dar ne descurcăm noi. Ne descurcăm, cu siguranță. Vacanță, pentru că astăzi avem o emisiune despre vacanță, iar voi obișnuiți să mergeți în vacanțe împreună și asta e foarte frumos. Ce ați reușit să faceți vara asta și ce ați reușit să vedeți? Doamne, am reușit să mergem în Barcelona, în Iore de Mar, am mers în Turcia, am avut o grămadă de vacanțe care, apropo, încă nu s-au terminat. Mai ales că eu mă atașez foarte repede de unele lucruri și de unele locuri, la fel. De ce te-ai atașat, spre exemplu? De Turcia și de Turcia. Barcelona. Și Barcelona e că... extraordinar. Nu, deci nu de Barcelona, de Spania, nu? Mai de mult. Spania. Da, mai mult mi-a plăcut la mare la Iore de Mar decât în Barcelona, dar în fine, nu contează. Și am zis că ne întoarcem acolo, că mai mergem o dată. Cine a ales destinația aia? Fetele sau părinții? Împreună am ales. Împreună. Da, noi împreună am ales. Și tata a ales destinația pentru următoarea vacanță, pentru că e ziua lui și el vrea unde să-și mergeți? Facă ziua. Unde mergeți? La Lore de Mar, cred că să mergem. Aha, exact. Spania, și de ziua mamei. În Spania, că ne-a plăcut foarte mult. Spania mult, extra, că și foarte bine. Și mama tot și-a ales vacanța ei, de ziua ei. Tot în Spania. Mergem în Turcia. Nu, eu în Turcia. Deci vreau să mă reîntorc acolo unde am fost. Adică vreți să vă reîntoarceți și în Spania și în Turcia. Dar unde ați fost în Turcia că v-a impresionat atât de mult? În Belek am fost. Aha, să vedeți, să mergeți și în Istanbul. Istanbul tot e incredibil. O să mergem neapărat. Anul ăsta mergem acolo, ne-am mai fost deja, pentru că nu prea-mi place mie să încerc lucruri noi decât dacă cineva insistă foarte da, mult. Da, Ana, ce zice? Ție ți-a plăcut destinația?
foarte mult. Eu merg peste tot. Mie îmi place foarte mult să călătoresc, da, oriunde. Și mie la fel. Ce ați făcut acolo? Adică acolo bănuiesc că, mă rog, aici părinții au mai mare încredere să vă lase singure. Acolo e oricum, cum nu ar fi, organizați excursii, iubiți vacanțele astea active cu tot felul de peripeții sau așa mai pe la plajă și tot așa? Noi iubim vacanțe totuși cu peripeții. Peripeții, dar nu ne place dar nu să vizităm. Foarte multe peripeții. Îi dați emoții. Adică nu stăm într-un loc, să vizităm, să vedem ceva nou, ceva frumos, ceva vechi. Da, copiii mall-ul iubesc. Da, copiii mai mult cu mall, cu cumpărături, dar noi încercăm să le dar unde arătăm rămân, ceva. Dar unde rămân pisicile, cățelul în această perioadă? La bunici? Este da, bunica, bunica, da. Aha, bunica are grijă de toți trei. Eu zic că mai ai nepoței, mai ai trei nepoței. Aha. Sunt capricioase animaluțele voastre în perioada în care plecați? Că cineva zicea că atunci când pleacă de acasă, cățelul face groază. Da, cățelul este foarte supărat. Se supără foarte tare. O perioadă lungă de timp cât noi am fost plecați, bunica când venea la noi acasă și încerca să-i pună măcar lesa lui Leo, nu o lăsa deloc. El începea nu mușcă, doar te sperie, începe să latre la tine. Și bunica era speriată, ne suna plângând. Micuțu. Da, vorbeam suferă și plângea. Cine ar zis că nu înțeleg animalele? Înțeleg foarte. Și o întrebare înainte de provocare, că avem o provocare. Când mergeți în vacanță, eu cred că tata deja se gândește, iarăși fetele astea iau tot din casă. Luați multe haine, luați multe chestii. Foarte multe. Da. Și folosim doar câteva. Fiecare câte un geamantan. Așa, ne-am obișnuit. Eu ultima dată un singur geamantan. Exact. Dar fetele se iau câte unul și unul mare. N-ați încercat să mai negociați, mai las ceva acasă? Încercăm, pentru că știm că ele, lor le plac cumpărături și când ne întoarcem înapoi, mai are nevoie. Eu nu iau foarte multe lucruri când merg undeva pentru că îmi cumpăr de acolo sau am loc în geantă. Exact. Asta e un truc. Dar eu nu sunt sigură că o să găsesc. Risc. Da. Am înțeles. Bun, noi avem o provocare și o să rog colegii noștri să ne ajute. Avem o valiză și în valiza asta trebuie să încapă toate hainele pe care le-am pregătit. În cazul în care nu încap, mama, luați totul cu voi în vacanță. Trebuie să vă îmbrăcați, adică dacă nu reușiți să puneți în valiză. Mama, tu pui, eu mă îmbrac. Înțeleg că mama are experiența să le strângă așa, că încât să încapă, da? Eu am o problemă. Mama când îmi pregătește bagajul, de exemplu, îmi pregătește bagajul, eu sunt toată ziua ocupată la filmări și trebuie mâine să plec în România, mama îmi pregătește bagajul, când ajung în România, am timp, stau o săptămână, mă îmbrac, mă dezbrac, e ok. Și când merge vorba să vin acasă? Să strângi? Nu poți. Începi să strângi geamantanul, nu mai încape nimic. Aha, să înțeleg că mama e specialistul numărul 1 la strâns bagaje. Da, nu pot să zic că e specialist numărul 1. Ce facem, regia? Mergem spre valiză toată lumea sau vine valiza la noi? Cum facem? Da? Mergem. Haideți, mama și fetele, tata, cred că bine. Stă... Da, bine. Și acasă, bărbații nu trebuie să se implică. Bun, fetelor, hai să vedem cum stau lucrurile. Okay. Avem... Da, dar să știți că și eu aș putea să... E măricică în cap. Hai să vedem. Avem această valiză, nici mare, nici mică, e aia care putem să o luăm și în avion. Și avem acest braz de haine. Ce nu încape aici, îmbrăcați, pentru că trebuie să luați tot în vacanță, cum ar veni. Hai să începem. Ok. Microfonul, dați să vă ajut eu cu microfoanele. Așa, ok, o să ținem microfoanele. Ce vă place să luați mai mult în vacanță? Rochi, fustițe sau pantaloni scurți? Ce obișnuiți? A, de toate? De toate, dar cel mai mult purtăm hainele sport. Aha, hainele sport. Știu că sunteți fane. A, știu și eu asta cu... Așa organizez și eu hainele în dulap pentru copil. Vai, eu, dacă mama mi le pune așa în dulap, eu nu mai înțeleg ce haine mai am. Da, greu, apropo, obișnuiți greu să dimineața, să vă schimbați, să vă dezbrăcați, să alegeți outfiturile. Depinde, uneori eu din seara, gen, îmi aleg outfiturile și dimineața. Dar dacă deja... dimineața se schimbă dispoziția, eu pățesc deseori așa situații în care ori plouă, ori știi momente. Da, da, da. Eu tot așa, dar încerc. Te descurci. Da. Așa, ia să vedem, să vedem, stai că încap toate hainele, nu? Păi sunt capul toate, eu cred că mama da. Mama zice că da, n-ați adus suficiente haine. Insistăm, hai. Oh my God. Dar dacă chiar îmi iau valiza asta cu mine? Dar la viteză, hai că schimbăm regulile de joc la viteză. Trebuia deodată, deja n-am cronometrat, știți cum. Tata stă relaxat. Ce mai fac, fetele? Apropo, felicitări, Iuliana, recent ai avut un super mega concert. Mulțumesc, da.
Mia a dispărut. Mia e, nu fuge, să știți că e, sunt închise ușile. Și mai pregătești ceva, Iuliana, perioada imediat următoare? Da, mai am de pregătit câteva concerte. A, vă mai aduc câteva haine. Astea l-ați uitat, da? Erau pregătite și au zis că le-au uitat. Da, câte culori! Da, păi, sunt să știți că astea sunt din garderoba noastră. Unele dintre ele le-am îmbrăcat și eu în cadrul emisiunii, pentru că, da, nu toate hainele care le avem sunt ale noastre. Ziceai că pregătești ceva. Da, 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 pregătesc mai multe concerte, dar pe lângă concerte mai am foarte multe surprize despre care nu pot să vă vorbesc chiar acum. Da, e azi o premieră dar, pentru noi, nu? Exact, astăzi am o premieră pentru că recent am lansat o nouă piesă. De fapt, nu e o nouă piesă, este un nou clip, așa, pentru că piesa era deja pe album. Albumul zilei, cum se numesc? Albumul Dor de Voi. Dor de voi, și nouă ne-a fost dor de voi. Am fost în vacanță și noi aproape două luni, așa da, că... Mișto, da, știu. Și... Când ai așa o mamă acasă, orice provocare nu mai e provocare. Cine acolo zicea că... Mame, te-a zis. Da? I-a plăcut culoarea. Bravo. Nu poți să deschei. Hai să te ajut eu. Dar eu să iau puterea. Hai, fetele. Ok, eu ajutați pe mama. Uite așa. Dar ce colorate. Da, foarte tare. Și o legi la mijloc și e outfit. Da, 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 asta ziceam. Ce tare. Ana, super. Ce bine se potrivește și verdele cu alb. Voila. Mama, dar cum? Impresionant. Bravo. Fetelor, avea să vă descurcați așa? În timp record. Dar cât de repede se întâmplă totul. Wow. Ok, doamnelor și domnilor, provocarea care n-a fost provocare, de fapt, dar a fost un masterclass pentru cei care... Dar eu am înțeles care a fost ideea. Voi aveți cineva vacanță, acum urmează să meargă cineva dintre voi în vacanță. Și nu vrem să plătim bagajul ăla mare și îl luăm totul în... Cineva. Incredibil, bravo! Wow!